Două incidente electorale au fost semnalate în ultimele două zile pe raza județului Giurgiu, ambele vizând distrugerea materialelor de campanie. Amândouă au fost sesizate prin sistemul unic de apeluri de urgență 112 cu privire la distrugerea unor materiale de propagandă, în speță bannere. Este vorba despre un incident din localitatea Ulmi și un incident petrecut pe raza mai multor localități, Călugăreni, Buturugeni, Grădinari, Hobaia și Ogrezeni. În fapt, a fost vorba despre tăierea și sustragerea unui număr de 15 BNR în noaptea de 13, în seara de 13-11-2012. În noaptea de 13 noiembrie, reprezentanții uneia dintre formațiunile politice angrenate în luptă electorală au sesizat tot la 112 un astfel de incident, iar polițiștii au demarat cercetările. Polițiștii au constatat că bannerele au fost tăiate și sustrase. În momentul de față se efectuează cercetări în vederea identificării autorilor. Două dintre bannere au fost recuperate, acestea fiind tăiate pentru că nu aveau acordul autorităților. Poliția a deschis dosar penal în aceste cazuri și continuă cercetările pentru descoperirea vinovaților care, atunci când vor fi prinși, riscă angrei de închisoare.